Eu cred că e un eveniment reușit. S-a și văzut în sală. Fermierii sunt dornici să aibă o zi a lor, o sărbătoare a lor. După un an de muncă, sigur că merită să aibă o sărbătoare, în așa fel încât să participe nu doar fermierul titular, ci și partenera, partenerul, în speță soțul, soția. Da, au venit în jur la 150 de fermieri, deci cam în jur la 300 de persoane. Văd că se simt bine și chiar am primit deja de anul acesta să-l organizați în continuare, să-l facem în continuare, pentru că, într-adevăr, simt și ei nevoia de a socializa, simt nevoia de a fii satisfăcuți după un an de muncă. Domnul Baciu, Laurențiu, președintele la PAR, sigur că în permanență a onorat invitația noastră și, așa cum știm, alături de fermieri fiind, nu ratează o astfel de ocazie de a fi în mijlocul lor, practic. Până la urmă ne reprezintă. Sunt foarte multe probleme în agricultură. O parte din ele mai greu sau mai ușor s-au rezolvat, dar încă mai e mult până departe. A fost un an bun, bunișor, dar asta nu trebuie să ne facă să ne oprim aici, ținând cont de faptul că potențialul pământului românesc poate să ne dea încă pe atât. Asta înseamnă că abia suntem pe la jumătate. E adevărat că în ultima vreme s-a văzut o evoluție a agriculturii. Probabil și cu infuziile de capital care au venit de afară, mă refer la acei bani europeni, nu neapărat la acei investitori străini, care cu bani nu prea au venit în România și progresul nu se datorează lor. Dumneavoastră ar trebui să înțelegeți, fermierii, că totul depinde de dumneavoastră cum vă urmăriți interesele și să nu aveți impresia vreodată că cineva chiar se gândește la business-ul dumneavoastră. De-aia, neapartenența foarte mulți fermieri într-o organizație în care să primească la timp toate informațiile, să știe ce se întâmplă, că degeaba produci dacă nu reușești să și valorifici. Sus, mulți cu oile, dimineața la pascut.